Acest video este făcut pentru pură Caterin, că nu pentru a jigni într-un fel youtuberii. Salut, ai văzut vreodată cum arată Billy într-un corp de The Link? sau Rafael într-un corp de X Marius? Ei bine, o să vezi acum. Bine, te-am găsit la un video unde eu am încercat să fac puțin tel Photoshop cu youtuber. Da, da, știu, nu mi-am dat foarte mult interes, o să vedeți voi pe pe, în minutele ce urmează. Băi, nu, am, am, încercat să fac un pic să fie și la Caterinca, adică să nu arate chiar că e realitate, realitate, să arate un pic așa se vadă că e Photoshop ca să ne facem așa o idee cum ar arăta uh, alții în corpul altora. Uh, da, o trebuie să dau cu speed și n-am făcut live pentru că atunci chiar nu puteam să filmez gen să înregistrez pentru că erau mai mulți factori care mă opreau să fac asta, dar uite-ne aici cum eu stau și comentez pe fundal un, un Ilie într-un corp de dăl link aici frumos, corect, aferent. Bă, vreau să știți că acest video nu este făcut ca o, nu știu, vreun fel de formă de a geni YouTuberi, youtuber. nu, frate, pur și simplu am zis, bă, hai să fac asta și uite cum arată gen doili. uite, arată chiar binișor, prea fake, prea așa, doili. hai că arată super. Nu știu, nu știu, că mie chiar îmi place, mă jur. V-ați gândit vreodată cum arată Maximilian Ioan într-un corp de Shelly sau cum ar arăta lângă Magda așa? Eu m-am gândit, bă, hai să fac asta, am luat o poză de-a lui Shelly când era cu Magda și cu Max, nu, 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 nu priviți lucrurile ciudat, nu am zis că, am luat-o special că era cu Magda, dar aveau fețele cam la fel, gen un pic așa, capul avea un pic a și am zis, bă, hai să-l iau și eu să văd ce pot face, cum pot să-l transform mi-a ieșit, ăsta pot să zic că mi-a ieșit cel mai bine din toate, adică se vede un pic așa că pare mai realist, dar nu știu, tot vede că e foto și vă dați seama, dar am zis că ai ieșit mai bine decât celelalte și nu știu, arată chiar ciudat să-l văd, pe Max într-un corp de șeli lângă Magda, nu că ar fi ceva, dar uite la cum arată Max cu Magda aici, ok, e prea penal să mor Și în final îl avem pe mărețul Andrei Cosmin într-un corp de Ai Rafael. De fapt îl avem pe Ai Rafael într-un corp de Andrei Cosmin. Bă, m-am gândit să fac inițial invers, dar am zis bă, nu merge și am căutat o poză de-a lui Rafael mai bună, dar nu prea avea frate și nu se potrivește deloc, avea umbre pe față și uh, Andrei chiar nu avea, nu, nu avea ce să facă acolo. Prin urmare am zis bă, hai să fac așa, se vede că-i photoshop până la urmă e Caterin, că știi cum să treaba și am încercat să fac eu cum pot mai bine, dar n-am reușit să elimin umbrele alea de pe fața lui Rafael, chiar n-am putut, am încercat să ba acolo contrast la la Andrei Cosmin, dar nu l văd că nu s-a putut și a ieșit relativ ce a ieșit, oricum se vede că e fake toată ziua, dar nu știu, arată ceva ok, uite cum arată, hai că arată binișor, nu știu, zic și eu, adică na, zic și eu. Bă, eu sper că v-a plăcut acest episod și cred că ne revedem data viitoare cu alt episod, nu știu, poate să mai fac ceva de genul ăsta, a fost doar un video la Caterin, că nu alte chestii, sper că v-a plăcut și da, bye bye!